Biblioteca Județeană Călăraș a marcat Paștele în avans sâmbătă pe platoul din fața instituției, în cadrul evenimentului Festival de Paște. Sute de copii și părinți au luat parte la marea sărbătoare și s-au bucurat de atelierele și spectacolele pregătite de organizatori. A fost o muncă de 3 săptămâni anterior și astăzi de la 6 dimineața suntem aici, am pregătit decorurile, am pus la punct absolut tot, astfel încât la ora 10 când s-a deschis evenimentul, totul era pregătit. Au fost foarte mulți copii și m-am bucurat că au venit împreună cu părinții lor, căci este un factor foarte important în educația unui copil ca părintele să fie prezent alături de el în timpul liber. Pe lângă părinți, unii dintre copii au venit însoțiți și de prietenii lor. Ocazie tocmai bună pentru a se distra împreună la început de vacanță. Suntem toți colegi de clasă, și el, și el, și eu, și fata care a plecat. Vă place spectacolul? Da. Ce v-a plăcut cel mai mult astăzi? Muzica. Mai ce? Atât? Mi-a plăcut ce activitățile. Mie mi-a plăcut pictura. Ce anume? Pictura. Și mai ce? Și când am desenat magneți și ouășoare. Cu cine ai venit? Cu mama mea. Ție ți-a plăcut azi aici? A, da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut tarabana asta. Tarabana? Da, și că a dat popcorn gratis. Fără doar și poate, atelierele de încondeiat ouă au fost însă cea mai mare distracție pentru cei mici. Ce culoare? Ce culori folosești tu? Albastru, roșu, galben. Și cum le-ai ales? Le-am ales prin oul ăsta. Prin oul ăla? Dar îți plac ție culorile astea foarte mult? Dacă ați cu steagul României. Eu am pus numai roz. Roz, roșii mă fămetec. Cu cine ai venit astăzi aici? Cu mami și cu tati. Ți-a plăcut ceva așa foarte mult aici? Da. Ce ți-a plăcut? Festivalul. Festivalul? E frumos, nu? Da. Mai vii? Da. Am ales albastru pentru că îmi place, e culoarea mea preferată. Da? Și ce model faci aici? Aș vrea să fac în albastru, galben, roșu, steagul României. Ce ți-a plăcut cel mai mult la festival? Mi-au plăcut fântânile și pictatul. Copiii au avut la dispoziție și alte ateliere, pe lângă cel de încondeiat ouă. Spre exemplu, cel desfășurat de Crucea Roșie Călăraș, unde cei prezenți au putut învăța câteva tehnici de acordare a primului ajutor. Mi se pare important ca acolo unde este multă lume să fie și Crucea Roșie. Odată pentru că am venit și cu echipaje de prim ajutor de bază, sunt voluntari instruiți cu cursurile noastre și în afară de asta sunt foarte mulți copii în jur și este nevoie de ajutor. Doamne ferește, se întâmple ceva, un copil care să cadă să se rănească și noi să nu fim aici. În afară de acordarea primului ajutor, noi avem și manechinele. Avem un mic atelier prin care le arătăm copiilor, părinților, celor prezenți cum se face manevra Heimlich, cum se face resuscitarea, cum se fac insuflațiile, un minim de informații. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Județeană Călăraș în colaborare cu Consiliul Județean Călăraș.